Lucrează în maniere diferite, dar au aceeași dragoste pentru peisajul meleagului natal. Vorbim despre trei distinse reprezentante ale artelor plastice. Eleonora Romanescu, Eudochia Robu și Cristina Movileanu, care le-au oferit iubitorilor de frumos un popas de culoare și imaginație în cadrul expoziției de grup intitulată sugestiv Trei generații. Toate trei au fost împodobite la vernisaj în costume naționale. În ultimii ani, cele trei pictorițe au mers să facă schițe pentru viitoarele lucrări în aer liber, la Secăreni, Hâncești, baștina regretatului maestru Vasile Movileanu, tatăl celei mai tinere artiste, Cristina Movileanu. Întotdeauna am fost fascinată de locurile din satul de baștină al tatălui meu, foarte frumoase, care merită a fi pictate și merită a fi redate ochiului și spectatorului. La 90 de ani, distinsa pictoriță Eleonora Romanescu e foarte activă, lucrează în atelier, merge la plener, a fost și la Secăreni. Toate trei mereu vă zic că eram prezente în fața naturii. Căutam să exprimăm așa cum am simțit noi, vă zic, acest plai prin frumusețea și bogăția lui. Lucrările pe care le-am executat, m-am străduit să fie luminoase, cu mesaj pozitiv. Pentru mine peisajul este așa un exercițiu. Totuși, atenția principală o dau lucrărilor cu subiect. Majoritatea lucrărilor sunt inspirate din împrejurimile secărenilor. Iată, aceste două peisaje prezintă, vă zic, meleagul satului Secăreni. Foarte pitoresc și a fost foarte interesant de lucrat în acest sat. Peisajul este foarte bogat în formele lui, foarte multă verdeață, păduri. Revenind în acest spațiu, artistele au avut și regrete. Îmi pare foarte rău că, reîntorcându-mă pe unele și aceleași locuri, dispar foarte multe locuri pitorești, unele peisaje, apar altele. Cu regret, nu întotdeauna mai pitorești și mai frumoase. Am învățat foarte multe lucruri de la doamna Eleonora și doamna Eudochia. La țară ne-am simțit foarte bine. Serile cântam, ne odihneam, însă ziua ieșeam la studii. Evenimentul ce reunește trei generații este o premieră în practica expozițională. Această legătură între generații este nu numai prin culori puse pe pânză, este și prin ei și costumul nostru național. După ce au transpus în lucrări splendoarea locurilor, cele trei artiste promit că vor reveni la Secăreni pentru a realiza o galerie de portrete ale oamenilor de la țară.